Potop la sfârșitul lunii iunie în comunele Comâna și Ticușu Vechi. Zeci de gospodării inundate, un drum județean blocat și mai multe sate izolate. Cu asta s-au confruntat autoritățile din comunele Comâna și Ticușul Vechi. Totul după ce apele Oltului au ieșit din matcă. Ca să scape de furia apelor fără pagube consistente, oamenii au încercat să salveze din gospodării atât animalele cât și obiectele mai valoroase. Groaza a pus stăpânire sâmbătă noaptea pe câteva sate din țara Făgărașului. Râul Olt a ieșit din matcă și a inundat zeci de gospodării și culturi din comunele Comâna și Ticușul Vechi. De unde v-a intrat apa? În grădină avem în beci, deocamdată. Păi nu știu până de seară să vedem ce se mai întâmplă. Grădina, v-a afectat grădina? Da, e tot, e plină cu apă. În casă a intrat apa? În casă nu a intrat, a intrat în beci. Până în beci, până aici în genunchi. Vi s-a mai întâmplat așa ceva? Asta e vreo de 10 ori până acum. De câte ori iese Oltul, de câte ori ne bagă apa aici. Și vă e teamă că vă va intra în casă? Deocamdată ne teamă dacă vine mai mare. Nu. Păi nu știu ce se mai întâmplă. Am lucrat aici, le-am adus saș cu nisip și am pus aici, le-am pus buloi ca să nu ne unde în casă. Cât de tare v-a inundat? Întâi eu fost la șură în partea acelea, după aia o veni până când să terminăm, o veni tapa în coajă, apoi trebuia să lăsăm. Vă e teamă că vă intră în casă? Aproape. Animalele? Le-am transportat de aici. Unde le-ați dus? La mine acasă, la unde stau eu. Imediat autoritățile au luat primele măsuri. În primul rând, au intervenit cu excavatoare pentru a înlătura mizeriile depuse de pe o parte și de alta a podului de la Comâna. Apoi, gospodăriile de la marginea satului au fost împrejmuite cu saci de nisip. Situația este la limită, ca să zic așa. De azi dimineață suntem cu tot serviciul de situații de urgență. L-am convocat, era un pod de crengi de cel puțin 200 de metri înamunte de pod, pe toată lățimea Oltului și cu utilaje, cu oameni, cu voluntari, cu totul. Am reușit să deblocăm tot podul, dar acum problema cea mare e că, din câte am înțeles de la Harghita încolo, va veni mult mai multă apă decât e acum și deja distanța dintre apă și podeaua podului e de maxim 30 de centimetri, ceea ce e foarte puțin și riscăm să pățim cei mai rău. De asemenea, apele râului Olt au inundat și un drum județean. Astfel, localnicii din Crihalma, Ticușul Nou și Ticușul Vechi au fost izolați. Este drumul județean care face legătura dintre satul Comâna de Jos și Crihalma, care efectiv este sub ape. Dacă ați văzut acum că circulă mașina, mașinile circulă pe pod, pe dig. Am avut o variantă, am avut niște piatră refuz de ciur care am avut-o pentru altceva, am lăsat totul și situația de urgență a impus-o și am luat și am pus piatră pe toată lungimea digului, pentru că trecându-se foarte mult, acel dig fiind numai din pământ se lăsase și riscam să nu mai putem circula nici pe acolo. Și atunci am pus piatră și încă se mai poate circula pe dig, dar de fapt nu mai putem ajunge nici la el, pentru că după cum bine vedeți, apa deja a inundat toată fâneața din lunca Oltului. Totuși, veștile hidrologilor aveau să liniștească pe oameni, pentru că aceștia nu au mai emis nicio atenționare pentru râul Olt în perioada imediat următoare.